și pentru că nu au fost condițiile atunci și pentru că nu au fost condițiile din partea societății să poată să primească așa ceva. O casă a gândirii românești, așa cum și-a imaginat-o, el nu este neapărat un orășel al științei, ci este o interacțiune armonioasă între știință și arte. Pentru că în accepțiunea lui, și probabil și a noastră, a crea nu are legătură nici cu știința, nici cu arta. Are legătură cu altceva. Creația se poate manifesta oricum, oriunde, oricând și prin oricine. Sunt niște lucruri care nu se pot controla. Sunt oameni care visează, sunt oameni care simt, sunt oameni care pun în practică și după aia nu înțeleg ce au făcut. Sunt oameni care se trezesc cântând, sunt oameni care se trezesc dansând și nu înțeleg părinții. Prin urmare, ar trebui să existe o structură care să îi primească pe toți aceste genii neînțelese, să le facă o educație, inclusiv spirituală și morală, pentru că acele creații pe care ei le dezvoltă, o să ajungă pe mâna cuiva. Și dacă nu le dezvoltă bine, și dacă nu și-au niște măsuri, poate să devină niște creații distructive. O să vedeți în materialul care o să vi-l prezint ce înseamnă să creezi și să nu te mai uiți nici în ce vrea. Atât cât se poate prezenta. Prin urmare, părerea mea este că este foarte binevenit, că a început bine, depinde de coerența, de coeziunea și de forța noastră să putem să-l ducem la un bun sfârșit. Pentru că, să zic, cu Luiza și cu o echipă ca, ea, ca ei, nu e greu să începi. A participat la multe proiecte și știe cum să înceapă. Problema este că acest proiect este de o factură total nouă, are implicații sociale adânci și dacă nu gestionăm corect, se poate stinge înainte de a începe. Pentru că noi la Asociația Nericoandă avem în vedere înființarea unui festival de Nericoandă, care să se apropie foarte mult de Casa Gândirii Românești. Dar, uitându-mă la modul în care a început acest proiect, îmi dau seama că va trebui să punem în comun toate ideile ca să iasă un festival nu unic în București, nu unic în Muntenia, nu unic în țară, ci unic cel puțin în Europa. Pentru că nu există așa ceva. Și pentru că tinerii noștri au nevoie de îndrumare. Dacă nu găsesc îndrumare și sprijin, și dacă nu își găsesc aprecierea și rezultatele în țară, ei vor pleca. Și vor pleca nu că au ei așa o idee fixă, vor pleca pentru că sunt atrași să plece. Pentru că există programe prin care acești tineri sunt făcuți să plece. Nu vă imaginați că se trezesc de așa viață, ce fac eu, când o să fiu mare, băi plec. Nu. Sunt programe sistematice de cel puțin 20 de ani duse în țară pentru a pleca tineri. Nu mă întrebați cine le face, că probabil că vă dați seama. Cert este că trebuie să existe o reacție din partea societății pentru a-i păstra. Nu cu forță, ci prin proiecte în care ei să se regăsească. Și chiar vă rog să nu mai gândiți proiecte mici. Am mai spus treaba asta, dar s-au speriat unii. Hai să gândim proiecte mari. Numai proiecte mari ne putem roda ca echipă și numai prin proiecte mari putem să vedem rezultate mari. Chiar asemănându-ne eșecul parțial. Evident. Dar proiecte mari. Nu trebuie să ne fie frică să aplicăm la cele mai mari proiecte care le găsim. Suntem perfect competitivi cu orice altă echipă din lume. Nu ne frică. Avem doar un handicap din punct de vedere al tehnologiei. Nu e nicio problemă. Se poate cumpăra și aia. Părerea mea este că avem potențialul să ducem la bun sfârșit acest proiect. Nu doar anul ăsta, ci în anii care vin. Lucrurile se schimbă dramatic, se schimbă rapid. Nu se mai pot găsi rezolvări la problemele curente folosind metode vechi. Nu există așa ceva. N-ai cum. Deci n-am cum să văd eu de aici ce se întâmplă la etaj. Ca să pot să văd ce se întâmplă la etaj, trebuie să întâmplă la etaj. Asta am vrut să vă spun, n-a fost nimic pregătit. Am simțit că
e cazul și e momentul să mai aducem un vector de înaintare. O las pe Luisa să-și continue programul și să veniți cu părerile care le aveți și spre sfârșit am să vă fac acea prezentare legată de tehnologie și de cum introducem morala înapoi în știință. Mulțumesc! Mulțumesc! Califice pentru ce califice, da, o echipă care să reprezinte România. Și anul trecut a fost la 30-a ediție a concursului european de știință pentru tineri. Adam, pregătit un slide. Bună ziua, Cătisul Handeane Belenu. Sunt tatăl de copii, unul de 20 și una de 11 și printre altele și centrul director executiv pentru centrul studii complexe. Foarte pe scurt, mai bine pun ideile care le-am ca să nu le pierd până pe drum. În primul rând, asta, ca să continui discuția pe care a început Robinson, am cred că am primit primele motive pentru care de ce facem asta, de ce facem asta toți, cred, un fel sau altul. Unul dintre motive cred că este acesta, faptul că cumva de omoare, faptul că, deși ne credem ca români inventiv și bun creditor, din păcate, în concret, nu stăm la fel de bine, în sensul că, de exemplu, în acest concurs european care s-a avut în septembrie, am făcut a 30-a ediție, România nu a fost niciodată prezentă, pentru că nu are un concurs național de cercetare științifică care să fie calificare, procesul de calificare pentru concursurile lor. Cine suntem noi? Foarte pe scurt, cum spuneam, am doi copii și cred că asta e important și poate că am avut de subsol, sunt și fost olimpic pe vremea când eu eram ca ei. Din 1996 este înființată NGO, este acreditat în UNESCO și a pornit de la perspectiva domnului Florin Munteanu, președintele nostru, de a construi în tinerele generații potențialul de a deveni cercetători științifici. Știu că mi-aduc aminte când am văzut eu prima oară ideea în gura dumneavoastră și am zis, păi dar eu nu sunt ca copii cercetători științifici. Deși îmi place ideea și cred că plăcea și atunci, dar mi se părea că societatea nu prea dorește a priori să facă cercetători științifici. Sună cumva peiorativ puțin, din păcate. Dar dacă o punem într-un alt context, ar putea să se schimbe puțin lucrurile. Tocmai ideea asta de a vedea dezvoltarea către ideea de cercetare științifică, de fapt, ce își propune centrul prin programul Nexus este să dezvolte știința, experimentarea și descoperirea ca hobby și mai ales ca stare de spirit. Dacă o să stăm tot timpul în starea și cei mici au o tendință, datorată și tehnologiei și contextului, de a ajunge în starea asta mai mult decât în dorim, singura șansă de a se scoate de acolo este să punem un atractor și știința complexității, exact asta încearcă să una dintre părțile ei, este exact chestia asta în care
Nu poți să forțezi pe om să spui du-te tu acolo. Fă ceva mai atractiv și atrage de partea cealaltă. Ăsta e spiritul pe care încercăm să-l promovăm și ca prin implicarea noastră în acest program. Foarte puține cuvinte despre programul Nexus pe care l-am avut în timp desfășurat în multe versiuni. Dacă nu mă înșel, avem aici așa o mică din alte vremuri, nu?